Salutare tuturor! Bine ați venit la 11 lucruri pe care nu le știai despre... A fost alături de noi de la primul sezon Românii au talent. Este regele tricourilor cu mesaje. Persoana care te poate cuceri dintr-o singură frază și care se înclină cu voie bună. Este 1 și 1. Este Andy Moisescu! Andy Moisescu a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București. În caz că nu știați, Andy Moisescu are și un frate pe nume Tudor Moisescu. Andy Moisescu a avut mai multe apariții la radio, iar prima sa apariție a fost la Radio Costinești, urmat de Fan Radio, iar în final la Pro FM. Între anii 2000 și 2004 a realizat emisiunea marcă înregistrată la postul de televiziune Pro TV. Din ce în ce mai punctuală, din ce în ce mai aproape de miezul nopții, marca înregistrată e gata să înceapă. Sincer să fim, ediția de astăzi am fi vrut să o filmăm pe plaja de pe stadionul Lia Manoliu. Atât de tare ni s-a făcut dor de mare. Ne-am abținut însă de frică să nu ne-o luăm și noi cumva cu 5-2 de la cine știe ce concurent, așa încât acum din decorul obișnuit sunt gata să vă spun bună seara. Sunt Andy Moisescu. Din anul 2005 până în prezent, Andy Moisescu prezintă Apropo TV la Pro TV. Vorba unei reclame pe care mi-e greu să o uit. Am trăit să o văd și pe asta. Parcă ieri am început sezonul ăsta și astăzi, după cum o lasă să se vadă și tricoul, mă pregătesc să-l închei. Doar atât mai spun. Tricoul de pe mine e felul nostru de a face cu ochiul, eminamente subiectiv, fraților noștri de peste Prut. Criza, sigur, nu le putem rezolva noi, dar dacă le face plăcere, invităm cu drag să râdem împreună. Sunt Andy Moisescu. Începe inevitabil o nouă emisiune Apropo TV. Între anii 2017 și 2019, Andy Moisescu prezintă emisiunea Pe Bune. Atențiune! Poți merge gratis cu transportul în comun în capitala Mexicului, Ciudad de Mexico, dacă A. zâmbești sincer în fața unui aparat de măsurat sinceritatea zâmbetului. Sau B. demonstrezi că te grăbești să prinzi un meci de fotbal al echipei naționale. Sau C. faci 10 genuflexiuni în fața automatului de bilete. Atenție, una dintre cele trei variante e pe bune. Eu știu, frumoasă, eu știu care. Este excelent. Eu sunt surprins că n-a luat nimeni în calcul cea mai simplă variantă. Canalul său de YouTube a strâns peste 200.000 de subscriberi, iar Andy Moisescu prezintă emisiuni săptămânale unde oamenii abia așteaptă să vadă comentariile lui. Nu întâmplător m-am îmbrăcat așa de data asta. Vreau să fie limpede din start că e vorba de o cercetare serioasă. Deși, la început, e posibil să nu pară. Nici nu știu să explic exact ce s-a întâmplat. Ne așezaserăm liniștiți. Să vedem ce vrea să ne transmită fata asta. Zic și de băieții care au pretenții să se asorteze blugii la culoarea genții. Aveți multe fițe, vă tatuați fundițe, vă duceți la estetician că vreți să aveți grobițe. Cine mă, băieții? Băieții. De data asta nici măcar n-am apucat să-i mai arăt cheia, dar aminte să mai și pornesc motorul. A țâșnit ca din pușcă, singur. Și-i rog pe cei mai pudici să se țină bine. E cu drifturi din start. Bun, s-a strigat, hai liberare și eliberarea a venit. Cu ce să începem? Asta e întrebarea. Căci nu știu ce să fac mai întâi și mai întâi. Pe lângă cariera sa emblematică în televiziune, Andy Moisescu se intitulează și snowboarder...
clasicul DJ. Și Sailing Enthusiast. Are doi băieți, Luca și David Moisescu. Când vine vorba de filme, Andy Moisescu spune că în general merg la film de orice fel, extrem de relaxat și deschis. Întotdeauna la vânătoare de lucruri bune și niciodată în căutarea acului în carul cu fân. Din 2011 până în prezent, face parte din jurul Românii Au Talent, cel mai vizionat show de televiziune din România. Spectacol la dublu. Din câte văd, e nevoie de puțină organizare aici. Andy, sunt de acord cu tine. Eu intru luni. Aha, iar eu vineri. Sper să nu se prindă nimeni că ne schimbăm între noi. Și tu, de fapt, intri vineri, iar eu luni. Acestea au fost cele 11 lucruri pe care probabil nu le știați despre Andy Moisescu. Nu uitați că pe 5 februarie începe Românii Au Talent, sezonul 11, 1 și 1, cu două ediții pe săptămână. Și pentru mai multe informații, intrați pe protvplus.ro, româniiautalent.protv.ro și urmăriți-ne pe toate rețelele de socializare. YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Românii Au Talent. A fost fabulos. Spectacol la dublu, vineri și luni, de două ori pe săptămână. Românii Au Talent. 1 și 1.